Cetatea Turnu Măgurele se pregătește intens pentru ultimele etape din sezonul regulat al Ligii a treia. Turnenii mai au de jucat cu Viitorul Dăiești, Universitatea Craiova 2 și Petrolul Podcoava. Pentru a ataca play-off-ul, echipa de la malul Dunării a făcut deja primele transferuri. Unul dintre acestea este Ionuț Șerban, fotbalist cu experiență care a evoluat și în prima divizie a României la echipe precum Sportul Studențesc sau Dinamo. Ionuț Șerban era considerat unul dintre cele mai mari talente ale generației sale în fotbalul românesc, dar nu a reușit niciodată să-și atingă potențialul. După aventura de la Dinamo, cluburile s-au ferit să-l înregimenteze și a ajuns într-un final la CS Blejoi în Liga 3-a. Un început de an bun, pot să spun, cu câteva veniri destul de importante pentru noi și care s-au regăsit și în fotbalul de la Liga 1, Ionuț Șerban, fost jucător la Sportul Dențesc, Dinamo, și l-am transferat de la CS Blejoi, liderul seria 5-a, este chiar seria adversară la baraj a seriei noastre, seria 6-a. Cetatea Turnu Măgurele a reușit să obțină în perioada de mercato și semnătura unui fotbalist camerunez. De curând am prins primul transfer al unui jucător străin, un camerunez, Norbert Haimamba, portar, are la activ și 3 meciuri în prima ligă din Portugalia. L-am transferat cu ajutorul unor impresari destul de cunoscuți. Președintele clubului a anunțat că la echipă s-a alăturat și Cătălin Gogor, fundaș central de 21 de ani, care a debutat deja în Superliga pentru FCSB. Avem un jucător care are meci la prima ligă FCSB, Cătălin Gogor. L-am transferat de la Unirea Constanța, Liga 2. Mai multe despre noile achiziții ale echipei din Turnu Măgurele aflăm sâmbătă de la 11:30 în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă. După 15 etape, cetatea Turnu Măgurele ocupă locul 4 în seria 6 a Ligii a 3-a. Turnenii au adunat 27 de puncte cu 4 mai puțin decât liderul CSM Alexandria.